noaptea. Bună seara, mă numesc Mihai, sunt de Republica Moldova. Da, știu, multe persoane mi-au zis că moldovean sigur, nu prea semeni. Maxim semeni cu un indonezian, vietnamez, cei mai mulți mi-au zis că semeni cu un turc. Chiar acum vreo trei persoane m-au întrebat, băi, cât costă să pui o plombă? Și zic, omule, sunt moldovean. Ce? Nu, cred că arată într-un fel. Maxim ce pot să fac, eu nu știu, sunt la actorie, să joc cum un stomatolog îți număr banii fericit, nu știu, așa ceva de genul. Bine, n-am zis că sunt un actor bun. Sunt de fapt din Edenes, de la Nord. Sunt așa de moldovean când mama îmi trimite pârjoale de acasă. Eu primesc pachete de țigări. Asta doua adevărată magie a Crăciunului. Da, sunt așa de moldovean când tata meu se duce după pâine, se întoarce cu mahmureală. Asta da. Măcar se întoarce, da. Da. Alții. Da. Ca și bugetul Republicii Moldova, da, peste tot în lume, dar nu în țară. Da. Apropo, eu cred că Iisus este moldovean. Vă explic. Da, voi știți că eu am mers foarte mult timp prin pustiu. Na, și normal că aveau nevoie de apă. Și strângeau, făceau și eu o chetă, încercau să... Și-l trimiteau pe cel mai curajos, adică pe Cristi, da? El disperea pe vreo săptămână și după aia îl vedea că vine fericit. Zic, a, ai venit! Zic, băieți, n-am găsit apă, dar uite ce am găsit. A, nu, Cristi, numai nu zic că iar-i vin. Da, iar-i vin! Zic, a, nu, Matei n-o băut, el e dehidratat, el deja n-o băut de o lună. Uite, el consideră că... Tu, ce m-o spărit! Dar ce, s-a speriat, nu? S-a speriat! S-am speriat eu! Asta zic! Mamă, ce m-o speriat! După aia faceam un fel de festival, o festivitate, era frumos, era muzică, spirit liber, comunicare și vin. După aia se vedea că tot mai multe persoane vin și se atașează de grupul ăla și au înțeles că trebuie să facă niște reguli, sau cum se mai zicea pe atunci, porunci. A. Salut! Salut! Bună seara! Salut, Mihai!